spre șefa serviciului de urbanism al primăriei Gura Vadului, care a fost reținută în ancheta privind incendiul de la pensiunea Ferma Dacilor. Ea a fost eliberată după ce instanța de judecată n-a emis un mandat de arestare preventivă. Este acuzată de abuz în serviciu, fiind suspectată că a emis documente fără verificări adecvate pentru construcțiile din complexul turistic. Judecătoria Ploiești va decide în cursul zilei de astăzi asupra propunerii procurorilor privind arestarea preventivă. Primariul Marius Sora, fostul edil Constantin Lungu și angajata de la urbanism au fost ridicați pentru audieri în legătură cu incendiul, iar femeia a fost reținută în timp ce edilul și fostul primar sunt acum sub control judiciar.